Din nou, la știu, cum este posibil ca un jucător să dispară de pe un stadion de rugby? Trebuie îndeplinite două condiții, să-l cheme Harry Potter și să se priceapă la magie. Și chiar s-a întâmplat asta. Harry Potter este numele ruibistului care s-a făcut nevăzut, este poreclit magicianul de mic, s-a născut în 1997, chiar în anul în care a apărut cartea Harry Potter. Părinții săi au fost îndrăgostiți de personaj și i-au dat acest nume ruibistul. Harry Potter are mai multe puteri, poate să joace și pentru naționala Angliei și pentru cea a Australiei, încă nu a ales. El s-a născut la Wimbledon, dar la 12 ani a migrat în Australia, în prezent joacă la Leicester Tigers în Anglia. Magia lui de pe teren a fost posibilă pentru că meciul minune s-a jucat la Bordeaux pe un stadion construit în 1930, când în jurul gazonului erau săpate șanțuri care se umpleau cu apă ca să nu intre huliganii și să ia la bătaie pe jucători. Ia uite, și de câte ori discutăm despre ruibiști și ținând cont că îl avem lângă noi pe David, mie îmi vine în minte acel film Alive, da? Cu avionul care s-a prăbușit în munți, în Chile, da? Era o echipă de ruibiști acolo și cu siguranță că voi, alpiniștii, învățați foarte mult din acel tip de film în care ruibiștii, până la urmă, mâncau din trupurile celor înghețați dintre ei. Unii muriseră și erau înghețați, nu mai aveau ce mânca. Poate ruibiștii, alpiniștii nu mănâncă oameni, să știi. Într-adevăr, acea echipă de rugby se deplasa spre Bolivia și trecea peste Chile și avionul s-a prăbușit. Trebuia să ajungă la La Paz. Până la urmă, asta e natura umană. Supraviețuirea e mai un lucru care, un sentiment sau o chestie care numai atunci când ești în necaz poți ajunge în asemenea situație să se întâmple ce s-a întâmplat de fapt cu acei ruibiști. Nu ni s-a întâmplat așa ceva și eu am rămas nemâncat 7 zile în viața mea. Am mâncat iarbă, eram în Kamchatka undeva dincolo de ușă, i-am spus eu, la acea expediție și am supraviețuit, dar după 7 zile ținte mâncare, am băgat tot în mine ce am găsit. David, acum s-a demodat. Iarba nu se mai mănâncă. Știi? Nu. Iarbă pe bune. Iarbă de aia de care mănâncă vaca, nu de care spui tu. Chiar am avut situații de genul ăsta. Nu ne-am mâncat decât unghiile. Poate că am greșit cu ceva în expediția aia când am rămas fără mâncare. Blocat pur și simplu de viscol.